Astăzi, 18 ianuarie, este lunea tristă, cea mai deprimantă zi a anului 2021. Această titulatură se atribuie celei de-a treia zi de luni a fiecărui an. Această marcare este de fapt un prilej de a reflecta asupra uneia dintre bolile acestui secol, depresia. De boala secolului suferă 1 din 10 români. Un studiu a arătat că persoanele care stau lângă fereastră sau care ies la plimbare pot scăpa mai ușor de starea de depresie, iar experții recomandă sporturile specifice iernii sau exercițiile la sală. Ministerul Sănătății demontează unele dintre temerile celor care sunt reticenți privind imunizarea împotriva coronavirusului. Specialiștii informează că vaccinurile împotriva COVID-19, folosite în România și în Uniunea Europeană, nu conțin virusul SARS-CoV-2, iar vaccinarea nu poate determina infectarea cu noul coronavirus și apariția COVID-19. De asemenea, vaccinurile pe bază de ARN mesager nu conțin substanțe care au capacitatea de a modifica ADN-ul, ci au rolul de a oferi celulelor noastre instrucțiunile necesare pentru a produce proteina spike, la care sistemul imun va reacționa prin producerea de anticorpi specifici. Cetățenii care locuiesc pe 4 străzi ale orașului Piatra Olt au rămas în această dimineață fără apă. Compania de apă, sediul secundar Piatra Olt, a anunțat sistarea furnizării serviciului de alimentare cu apă pentru toate imobilele de pe străzile Depozitelor, Muncii, Victoriei și Caragea în intervalul orar 10-12. Vinovat a fost un brașament spart în urma acțiunii echipei de intervenție, serviciul de alimentare cu apă fiind reluat în parametri normali. Centrul de transfuzii sanguine Slatina a lansat un nou apel privind donarea de sânge pentru pacienții din spitalele oltene. Este nevoie în special de grupa A pozitiv, aceasta fiind cea mai frecventă grupă de sânge. Cei care doresc să doneze și să ajute astfel la salvarea unor vieți sunt așteptați în fiecare zi de luni până vineri, începând cu ora 8 dimineața la centrul din Slatina, Policlinica Veche. Personalul care lucrează în serviciile de ambulanță, medici, asistenți medicale, ambulanțieri sau salvatori montan vor putea beneficia de reducerea vârstei standard de pensionare fără penalizare, doar cu anumite condiții. În cazul în care starea de sănătate le permite, vor putea cere să lucreze în continuare. Personalul profesionist operativ trebuie să aibă vârsta minimă de 57 de ani și un stagiu de cotizare de cel puțin 30 de ani, din care cel puțin 20 de ani de activitate ca personal profesionist operativ.